când te gândești la Franța, îți vin în minte parfumuri, modă, gust și poate mai apoi mașini. Renault Mégane RS, ajuns la a doua generație, combină toate acestea cu stil. De ce spun asta? Pentru că Mégane RS e o mașină adevărată, miroase adesea a cauciuc, are prestanță și îți poate provoca o stare de rău, combinată cu un gust amar în gură dacă vrei să profiți la maximum de toți cei 250 de cai putere. Estetic vorbind, Mégane RS se diferențiază foarte clar de versiunile cu 3 uși cu motorizări mai slabe, fiind un pic mai lung, mai lat și mai puțin înalt. Chiar dacă Mégane RS este o mașină compactă extremă ce ajunge la 100 de km pe oră în 6,1 secunde, confortul e nesperat de bun, adică acest Mégane se poate comporta ca o mașină normală. Un rol deosebit în toată povestea asta îl are electronica. Meniul complex și sistemul de telemetrie opțional transformă afișajul central într-un fel de computer al mecanicilor de pe mașinile de curse. Poți regla răspunsul pedalei de accelerație în funcție de preferințe și de condițiile meteo. Există 5 opțiuni: Snow, Progressive, Linear, Sport și Extrem. Cea mai plăcută și utilizabilă în orice tip de trafic este opțiunea Sport, în timp ce Snow îți lasă impresia că jumătate din cai putere s-au dus la culcare. De cealaltă parte, modul Extrem smucește prea puternic în oraș și poate fi utilizat doar în extraurban. Chiar și sunetul eșapamentului se modifică în funcție de răspunsul ales de tine pentru accelerație. De asemenea, ecranul central poate afișa presiunea din turbină, cât la sută este apăsată accelerația, cuplul și puterea disponibile chiar în acel moment, dar și temperatura uleiului, a aerului și presiunea din frâne. Cronometrul măsoară în cât timp ajungi la 100 de km pe oră și de câte secunde ai nevoie pentru a parcurge 400 de metri. De parcă golul din stomac n-ar fi un indicator destul de bun, există și un mod în care poți vedea cum acționează forța G asupra mașinii și a ta. Lăsând toată electronica la o parte, motorul, cutia de viteze și direcția sunt fără cusuri. Fiecare mișcare scurtă a volanului se traduce într-o mișcare precisă a roților și motorul e tot timpul prezent la picioarele tale, în așa fel încât să simți resursele sale impresionante de putere. Evident, având doar tracțiune față, 250 de cai putere sub capotă și un cuplu de 340 Nm, Mégane RS e genul de mașină care te poate arunca repejor de pe drum, dar nu e chiar atât de periculoasă încât să ai senzație de frică la orice manevră mai aventuroasă. Din păcate, frânele de pe Mégane RS îți lasă impresia că sunt ineficiente și că fac eforturi să controleze cum trebuie mașina. Deci, chiar dacă scrie Brembo pe ele, nu înseamnă că sunt dimensionate corespunzător pentru cerințele acestei sportive. Mégane RS are un preț de pornire de 23.600 de euro în România, inclusiv TVA, fiind imbatabil în segmentul său prin prisma raportului preț-prestații. Fiindcă are câteva opționale scumpe, mașina din imagini costă aproape 30.000 de euro. Chiar și așa, prețul e corect pentru tehnologie și performanțe, însă Mégane RS și-ar fi meritat laudele din plin dacă ar fi avut niște frâne mai bune și un interior care să inspire mai multă calitate.